Bună seara, Petronela, ție și invitatului tău. Doamnelor și domnilor, iată ce subiecte vă propun pentru astăzi. O strategie ce încă nu trebuia să fie publică decât după obținerea vizelor oficiale de la București a declanșat un adevărat război între PSD și PNL. Era vorba despre construcția nodului rutier de la ieșirea din Deva pe DN7 în zona podului de peste Mureș, proiect în care președintele Laurențiu Nistor s-a implicat încă din urmă cu un an și jumătate. Ieri, prefectul județului Hunedoara a deconspirat informațiile care nu trebuiau date publicității, fapt ce l-a înfuriat teribil pe președintele Consiliului Județean, supărare pe care nici măcar nu și-a ascuns-o în timpul emisiunii Hunedoara în direct. M-ați încuiat. Efectiv, m-ați încuiat prin întrebarea pusă. Dar vă răspund, dacă îmi răspundeți dumneavoastră o întrebare, de unde ați aflat treaba asta? Că m-am avut azi întâlnire. Rețelele de socializare au funcționat astăzi și pe pagina prefecturii județului Hunedoara a fost publicată această informație. Înseamnă că cei care au postat, n-aș vrea să... Iată, sunt și imagini postate pe pagina prefecturii. Vă rog să nu mai arătați cel puțin poza mea, că sunt foarte supărat de treaba asta. De ce ați fost supărat? Nu, acum sunt supărat când îmi spuneți că s-a postat. Fiindcă întâlnirea care a avut, doar asta mă supără enorm de mult și, în fine, nu o să mai fac eu mult, că nu-mi place să fac. Întâlnirea pe care am avut-o și a fost convocată de prefectul județului Hunedoara, văd că n-au tăria de caracter, și să le fie rușine, le spun acum, să o țină secretă. Asta nu e întâlnire politică, asta nu e întâlnire de a arăta care este cel mai bun. Pot să le spun acum publicului din județul Hunedoara că treaba despre care astăzi prefectul a chemat niște oameni să discute, eu am tratat-o de un an jumate și mă zbat de ea, de această problemă. Nu ați făcut-o public? Nu m-am afișat public, nici la televiziune, nici în presă, și am continuat demersurile și lupta mea administrativă cu Ministerul și cu Gnairul București. Iată că n-au durat nici măcar 3 ore de la întâlnire sau 4 ore de la întâlnire și dăm publicități asemenea. Este trist și dezgustător să facem așa ceva. Laurențiu Nistor a declarat în cadrul emisiunii Hunedoara în direct că dacă nu există un document oficial privind aprobarea variantei agreate de Consiliul Județean, nu ar fi trebuit să fie făcute publice aceste informații. În cadrul întâlnirii s-a luat doar decizia de a înainta o solicitare comună către Ministerul Transporturilor pentru a urgenta acest demers. În consecință, Laurențiu Nistor, supărat pe partenerul de coaliție, părăsește echipa de la prefectură și va continua demersul în numele Consiliului Județean Hunedoara. Aici este cea mai mare supărare a mea de astăzi. Am stabilit astăzi acolo, la propunerea mea, efectiv la propunerea mea, ca toți patru, eu, prefectul, primarul Devei și primarul Vețelului, să facem o adresă comună, să urgentăm către minister ceea ce s-a lucrat de un an jumate. Noi o dăm azi publicității. Ce mare rahat că ne-am întâlnit noi azi la cabinetul prefectului să am discutat ceva. Ce a fost asta? Asta este, nu este altă decât o laudă, o minciună sfruntată, care nu putem avea siguranța pe acră. Eu am propus să semnăm această scrisoare. Vreau să vă anunț astăzi oficial că nu mai semnez. Cu asemenea oameni, nu poți merge la o luptă mare și la o luptă înainte cu asemenea oameni care ei merg și înainte de a fi împușcat să și predau. Și nu veți semna această solicitare împreună cu cele două primării și prefectura? Nu semnez, nici cu prefectura. Dar o fac, încă o dată o fac eu personal, să am eu convingerea mea că am făcut eu și mulțumirea mea personală că m-am zbătut pentru treaba asta.